Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Cancerul tiroidian este mai puțin frecvent decât alte tipuri de cancer, iar femeile sunt mult mai predispuse să-l dezvolte decât bărbații. Ce e de făcut în cazul tumorilor maligne tiroidiene, aflând de la Roxana Boanță, medic specialist chirurg în cadrul Sanador, supra-specializată în chirurgie endocrină. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua, mă bucur să fiu aici! Spuneți-mi, în primul rând, care sunt semnele unui cancer tiroidian? Din păcate, sunt foarte multe situații în care cancerul tiroidian este complet asimptomatic. Pacientul nu are niciun fel de indiciu că are un cancer de tiroidă. Atunci când încep să se manifeste aceste simptome, de obicei cancerul este un pic mai avansat decât ne-ar plăcea să-l tratăm. Se observă în primul și în primul rând apariția unui nodul la nivelul glandei tiroide, deci la nivelul părții anterioare a gâtului. Pacientul poate îl vede în oglindă, îl simte, îl deranjează când înghite. Poate să simte jenă la înghițit lichide, poate să înceapă chiar să se nece cu lichide, poate să simte o jenă la respirație sau să înceapă să răgușească. De asemenea, se mai pot întâlni dureri localizate în zona aceasta anterioară cervicală și pacientul de foarte multe ori vine acuzând apariția unor adenopatii, se umflă ganglionii din partea laterală a gâtului și atunci pacientul vine la medic. Ca și modificări de funcție tiroidiană, rar cancerele se asociază cu o hiperfuncție tiroidiană. În general, ele se asociază cu o funcție mai scăzută. Ne așteptăm să apară la femei mai frecvent, la vârste extreme, dar din păcate nu există niște manifestări extrem de clare care să apară frecvent. Cum este investigat cancerul de tiroidă înainte de a trece la tratament? În primul și în primul rând, pacientul trebuie să se prezinte la medic, fie la medicul de familie, fie la medicul endocrinolog. Acesta trebuie să afle istoricul său, istoricul legat de faptul dacă a fost sau nu expus la radiații, nu doar cele la care cu toții am fost expuși, ci radiații terapeutice la nivel cervical, la nivelul capului, la nivelul toraciului, dacă are istoric de cancer tiroidian în familie sau nu. De asemenea, medicul o să-i facă niște analize care să reflecte funcția tiroidiană. TSH, hormoni tiroidieni, calcitonină ca marker pentru un anumit tip de cancer, cancerul medular. După acesta, medicul trebuie să-l trimită sau să-i facă el o ecografie. Ecografia este extrem de importantă, facil de făcut, puțin costisitoare și ne dă niște informații extrem de valoroase. Dacă ridică niște suspiciuni, atunci se va merge la pasul următor. Ce înseamnă suspiciuni? Înseamnă un nodul care are margini incerte, care are o localizare care jenează pacientul, care invadează cumva țesuturile din jur, microcalcificări, vascularizație extrem de bogată. Acestea sunt semne de alarmă și atunci medicul îl trimite mai departe, la pasul următor în investigație și anume la o puncție. Puncția înseamnă că se înțeapă cu un ac foarte fin, pe pacient nu-l doare, că acesta e un aspect important. Cu un ac foarte fin se extrag de la nivelul nodulului respectiv niște celule. Medicul anatomopatolog analizează aceste celule și ne poate da un răspuns dacă are sau nu o suspiciune legată de tipul celulelor pe care îl vede. Dacă este înclină spre a fi ceva rău, atunci începem să discutăm, pacientul ajunge la mine, ajunge la chirurg și începem să discutăm despre ce trebuie să facem în vederea intervenției chirurgicale. Ce presupune această intervenție chirurgicală? Doar extirparea tumorii sau glanda tiroidă cu tumoarea respectivă? Depinde de la caz la caz. Intervenția chirurgicală, în primul și în primul rând, pornește cu investigațiile despre care am vorbit, uneori cu câteva în plus chiar, pentru a ști exact gradul de extindere a tumorii și cam la ce să ne așteptăm intraoperator. Pentru pacient, operația presupune o anestezie generală, 2 zile în spital și după aceea o recuperare extrem de ușoară, în principiu. Ca și act operator, se extirpă glanda tiroidă, în general, pentru cancerele de tiroidă, aceasta se extirpă în totalitate. Pentru o
o excepție, și anume pentru limfomul tiroidian, acesta nu are indicație chirurgicală per primam, decât dacă face o compresie foarte mare. Se recomandă chimioterapie în cazul în care avem suspiciunea unui limfom tiroidian și ulterior mai discutăm despre operație sau nu. Restul de cancere de tiroidă se operează. În majoritatea lor se operează prin tiroidectomie totală, dacă avem ecografic adenopatie, adică ganglioni pe care îi vedem în compartimentul central sau lateral, atunci și acestea trebuie operate. Dacă aici este o discuție, este un subiect mai sensibil, dacă trebuie să facem această intervenție profilactic, fără a avea modificări ecografice sau nu. Și specialiștii și studiile ne arată că nu este bine să facem acest lucru profilactic, dar dacă ecografia ne spune că avem modificări la nivelul ganglionilor, trebuie să-i scoatem și pe aceștia. Se fac în același timp operator? În același timp operator. În același timp. Știm cu toții că la ora actuală orice cancer se tratează în cadrul unei comisii multidisciplinare. Este exact. Și cazul cancerului tiroidian. E nevoie de aportul întregii echipe pentru un tratament Sigur. Optim pentru pacient? Sigur că da. Este o echipă care se formează natural, în sensul că endocrinologul este cel care face investigațiile sau marea lor majoritate pune diagnosticul. Trimite chirurgului, care nu lucrează singur, chirurgii sunt câte doi în general, că nu operăm singuri. Avem colegii anesteziști, fără de care nu am putea să facem operația și care au grijă de pacient în timpul operației și imediat postoperator pentru terapia durerii. Colegii radiologi, gastroenterologi, dacă ne interesează starea esofagului, ORL, ca să vedem statusul corzilor vocale. Foarte multe specialități, chirurgie toracică, neurologie, oftalmologie, diabet, foarte mare echipă care investigează pacientul înainte, în timpul și, desigur, după operație. Căci după operație, în funcție de diagnostic pe care îl pune medicul anatomopatolog, pacientul se duce înapoi la medicul endocrinolog, care îl va substitui hormonal toată viața de acum încolo, dacă a suferit o tiroidectomie totală. Și, cum spuneam, în funcție de rezultat, va fi trimis către medicină nucleară pentru a face ablație cu iod sau doar va fi observat periodic. Este o echipă multidisciplinară, este nevoie de o foarte bună colaborare. Îmi place să mă sfătuiesc cu colegii mei, pentru că oricât ne dorim, nu avem cum să le știm pe toate și nu e bine să le știm pe toate. Important este să colaborăm și pacientului să-i fie bine. Care sunt riscurile în ceea ce privește recidiva sau posibilele metastaze la distanță? Cancerul tiroidian poate fi însoțit de astfel de evenimente în timp? Cancerul tiroidian este, din fericire, o variantă de cancer care, deși extrem de frecvent, este curabil. Foarte puține persoane mor din cauza cancerului tiroidian. Cancerul tiroidian este de mai multe feluri. Carcinom papilar, carcinom folicular, carcinom medular, carcinom anaplazic, care este varianta foarte agresivă, limfoamele și, sigur, alte variante, dar în mare. Carcinomul papilar, cel mai frecvent întâlnit, dă metastaze ganglionare, dar acest lucru, odată operat, nu va modifica pronosticul pacientului. Carcinomul folicular dă și metastaze pulmonare, este un nivel mai agresiv. De asemenea, carcinomul medular trebuie operat de la bun început din punct de vedere al evidării ganglionare. De ce? Pentru că dă aceste metastaze și putem să urmărim apariția lor cu niște marcări în sânge, cu calcitonin. Carcinomul anaplazic este extrem de agresiv, invadează local, dă și metastaze și este cel mai neprietenos dintre toate, din păcate. Din experiența dumneavoastră, ce ați observat în ultimii ani? A crescut incidența? Se știe totuși că acest tip de cancer este mai puțin frecvent decât cele precum de sân, de cancerul pulmonar sau de colon, de exemplu. Da, a crescut incidența și datorită faptului că avem o capacitate foarte mare de a diagnostica. Faptul că putem să aflăm dacă un pacient are sau nu un cancer de tiroidă destul de rapid în urma unei ecografii care poate să ridice un semn de alarmă,
A crescut și nivelul de numărul celor care au fost diagnosticați cu cancer de tiroidă. Nu numărul în sine a crescut, ci numărul celor diagnosticați. Și acum chiar o ultimă întrebare. Se poate rezolva prin metodele acelea videoasistate cu ajutor robotului sau e vorba de chirurgie deschisă în cazul cancerului? În cele mai multe cazuri este vorba de chirurgie deschisă, așa se face aproape peste tot în lume. Sunt foarte rare cazurile în care se operează cancere cu robotul. Sunt situații țintite, individualizate, în cazul în care sunt puncții pe niște noduli de dimensiuni foarte, foarte mici, în care deja se face doar o excizie parțială a glandei tiroide, poate la persoane tinere, dar în cea mai mare parte a cazurilor este vorba de operație deschisă, de mai mare amploare.